Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi am pregătit pentru voi informații despre cea mai longevivă româncă. Nicoleta Mareș s-a născut în România în anul 1896. A trecut peste Revoluție, două războaie mondiale, regimul comunist și o duzină de conducători. Nicoleta Mareș era înregistrată în Cartea Recordurilor României drept cel mai bătrân om din lume din prezent. Pe 20 martie 2019, bunica îndeplinind 120 de ani. De fiecare dată, medicii au spus Nicoletei că este sănătoasă tun, însă longevitatea i-a adus femeii și întâmplări mai puțin plăcute. Nicoleta i-a petrecut pe cealaltă lume pe toți amicii de o seamă, dar și pe mulți din copiii acestora. Trăind o viață atât de lungă, Nicoleta și-a părăsit foarte rar comuna. Chiar dacă copiii au chemat-o în repetate rânduri să locuiască în oraș, femeia a refuzat. Este la o vârstă înaintată, gândeau aceștia. Dar longeviva se simțea excelent. Potrivit antenasatelor.ro, Nicoleta Mareș locuiește într-o casă mare de lemn pe care o construise răposatul ei soț. Bătrâna are grijă de casă. Mai are și un lot de teren la care muncește în fiecare an. În afară de aceasta are și animale, vacă, găini și câteva capre. Bătrâna are puteri pentru toate. Femeia este vizitată des de jurnaliști, dar și de mulți alți curioși să afle secretul longevității. De fiecare dată femeia are același răspuns. Este vorba despre vasele sanguine curate. A învățat rețeta de la un bărbat pe nume Paul, înainte de război. Femeia povestește că Paul trăia în satul ei și era vraci. Toată comuna venea la el să se lecuiască. Veneau și de prin alte localități. La război a fost luat să tămăduiască soldații și nu a mai revenit. Pe atunci eram vecini, spune Nicoleta. În fiecare seară ne adunam la moviliță. Discutam, continuă femeia. El ne povestea cum să vindecăm diferite boli. Sora mea avea mari probleme de sănătate. Părinții i-au tratat vasele și a început să se vindece. De atunci ne-am dat seama că vasele sanguine sunt principalul lucru care trebuie monitorizat. Anume, de atunci am început să avem grijă de ele. Din nefericire, părinții mei au avut o moarte tragică în 1987, dar sora mea a fost și ea longevivă, doar că a trăit mai puțin ca mine. A murit la 95 de ani. Așa i-am învățat și pe copiii mei să aibă grijă de sistemul vascular. Secretul este acela că arterele trebuie curățate regulat, dar nimeni nu o face și iată de ce trăiesc puțin oamenii. Aceasta îi privește îndeosebi pe bătrânii de la orașe. Aceștia obișnuiesc să ia câte un pumn de pastile, cu gândul că îi vor ajuta. Am fost tare surprinsă de toate astea când i-am făcut o vizită nepoatei mele la oraș. La 60 de ani, absolut toată lumea e bolnavă. Deci, cum îi ajută pastilele? Nu sunt decât niște chimicale. Dar dacă și-ar curăța vasele, ar fi sănătoși și activi ca mine, povestește cu convingere femeia. Nicoleta Mareș a mai spus că dacă o persoană bolnavă va începe să-și curețe vasele, are toate șansele să-și prelungească viața. Prin vase curge sângele, hrană pentru toate organele. Cu cât hrana este mai bună, cu atât organele sunt mai sănătoase. Dar vasele se murdăresc în timp, sângele conține impurități și diferite substanțe nedigerabile, care se depun pe pereți. În consecință, vasele se murdăresc asemeni unor țevi ruginite. Sângele nu mai circulă spre organele interne. Acestea suferă de foame și se îmbolnăvesc. Rinichii, stomacul, ficatul și vezica urinară suferă de circulația deficitară. Chiar și capul, adaugă femeia. Atunci când circulația se ameliorează, organele se vindecă. Și cu siguranță durata vieții se va lungi, cu 2-3 ani sau chiar 10. Așa se tratau oamenii înainte, atunci când nu existau pastile și toți erau sănătoși.
spune Nicoleta, care își amintește chiar și o întâmplare. Am primit o scrisoare de la o femeie. Soțul ei se chinuia de hipertensiune. A făcut câteva crize de preinfarct. Doctorii spuneau că nu mai are mult de trăit, să-și pregătească loc la cimitir. Deci mi-a scris ca să-mi ceară sfatul, să-i împărtășesc secretul cunoscut de mine. L-am sfătuit să-și curețe vasele. Alte secrete nu cunosc. De atunci au trecut mai mult de 10 ani. Bărbatul este viu, sănătos și a uitat de hipertensiune. Au început să-și curețe vasele toți membrii familiei acestuia și în fiecare an primesc de la ei felicitări de ziua mea. Am multe întâmplări de acest gen. Jurnaliștii m-au întrebat de multe ori despre asta și le-am răspuns mereu care-i secretul. Dar se pare că nimeni nu mă ascultă, zadarnic. Dacă curățați vasele, puteți trăi mai mulți ani și cel mai important să fiți sănătoși. La urma urmei, să fii bolnav mult timp nu este plăcut, a încheiat femeia. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, murdăria din vase provoacă până la 93% din boli, de la boli ale tractului gastrointestinal până la deficiențe de vedere. Există mai multe metode de curățare arterelor și vaselor sanguine, însă Nicoleta Mareș folosește o rețetă veche chinezească. Inima este motorul care pulsează viață, iar sănătatea acesteia este pusă grav în pericol atunci când arterele și vasele de sânge sunt înfundate. Arterele sunt vasele sanguine care duc sângele de la inimă. Ele sunt segmentul circulator cu cea mai mare presiune arterială. Presiunea în artere este maximă în momentul sistolei și minimă în momentul diastolei. Cea mai importantă arteră este cea numită aortă. Arterele sunt de două tipuri, artere sistemice, care duc spre tot corpul, și artere pulmonare, care duc sângele la plămâni. Sistemul arterial este responsabil cu transportul sângelui de la inimă către toate țesuturile și organele corpului. De asemenea, el este extrem de important în transmiterea substanțelor nutritive către toate celulele și țesuturile, dar și în procesul de eliminare a dioxidului de carbon și produselor reziduale. Ajută la menținerea echilibrului de proteine și se asigură de faptul că sistemul imunitar este în cea mai bună formă și nu întâmpină probleme de niciun fel. Înfundarea, îngustarea și pierderea elasticității vaselor de sânge sunt cauzate de depozitele de colesterol și grăsimi transformate în plăci de aterom care se depun pe pereții venelor. Când depozitele de grăsimi de pe pereții vaselor cresc semnificativ, încep să se manifeste complicațiile aterosclerozei, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de accidentul vascular cerebral și boala cardiacă ischemică. Pentru a avea grijă de sănătatea inimii și pentru a preîntâmpina aceste situații grave, și nutriționiștii recomandă să încercăm această rețetă antică chinezească, care ajută în mod eficient la desfundarea arterelor și a vaselor de sânge. Remediul, preparat pe bază de usturoi, a fost descoperit în China și lăsat moștenire scrisă urmașilor pe o plăcuță de argilă într-un templu tibetan. Preparatul este un adevărat elixir care îndepărtează din organism depunerile de grăsime, îl apără de ateroscleroză, preîntâmpină apariția infarctului, a stenocardiei și formarea tumorilor. Folosirea ei regulată îmbunătățește vederea și are efecte de întinerire și energizare a organismului. Iată care este rețeta. Se curăță 350 de grame de usturoi, se zdrobește ca pentru mujdei, se pune într-o sticlă și se toarnă deasupra 300 de ml de alcool de 96%. Se lasă la macerat timp de 10 zile, după care se strecoară printr-o cârpă curată. Se mai lasă 2 zile, după care se administrează zilnic,
sub formă de picături, amestecate în câte 50 de mililitri de lapte fiert. Picăturile se iau înainte de mese, de 3 ori pe zi, după următoarea schemă. În prima zi, la micul dejun o picătură, la prânz 2 picături, la cină 3 picături. A doua zi, 4 picături la micul dejun, 5 picături la prânz, 6 picături la cină. A treia zi, la micul dejun 7 picături, 8 picături la prânz, 9 picături la cină. A patra zi, micul dejun 10 picături, 11 la prânz, 12 picături la cină. A cincea zi, 13 picături la micul dejun, 14 picături la prânz și 15 la cină. A șasea zi, la micul dejun se iau 15 picături, la prânz 14, la cină 13. A șaptea zi, micul dejun 12 picături, prânz 11 picături, cină 10 picături. A opta zi, 9 picături la micul dejun, 8 la prânz, 7 picături la cină. A noua zi, 6 picături dimineața, 5 la prânz și 4 la cină, iar a 10-a zi, 3 picături la micul dejun, 2 la prânz și 1 picătură la cină. Începând cu a 11-a zi, se iau câte 24 de picături zilnic în porții de câte 8 picături, înainte de fiecare masă, până ce soluția pregătită se termină complet. Dacă este urmat întocmai, acest tratament are efecte garantate și își păstrează efectul în organism timp de 5 ani, după care poate fi reluat. Și dacă tot vorbim despre longevitate, nu Nicoleta Mareș este cea mai longevivă femeie. Aflați că cel mai longeviv român din istorie a trăit aproape 150 de ani. Da, ați auzit bine. A fost odată ca niciodată, am putea spune, un român care a trăit 148 de ani. Și totul ar părea doar o poveste dacă nu ar exista și dovada acestui fapt. Un certificat de deces în care se specifică negru pe alb vârsta decedatului, nici mai mult, nici mai puțin de 148 de ani. Numele său era Maftei Pop și a rămas în memoria colectivă ca fiind cel mai longeviv român din istorie. Acesta a fost un țăran care s-a născut în anul 1804 în satul Valea Lozni din județul Sălaj. La jumătatea anilor 1800, acesta s-a mutat la Cluj, unde muncea cu ziua. Cei care au amintiri despre Maftei Pop susțin că acesta era o adevărată forță a naturii și era iute în mișcări. Maftei nu a fost căsătorit și nici nu a avut o casă. Acesta dormea pe unde apuca, de multe ori sub cerul liber, iar alte ori prin grajduri la olaltă cu vitele. La începutul anilor 1900, academicianul C.I. Parhon a publicat un studiu despre Maftei Pop, cel care ajunsese la venerabila vârstă de 120 de ani. Avea o forță musculară puțin obișnuită. A lucrat la mașina de treierat, mașină primitivă pe care o învârtea cu mâna. Cu o mână trăgea cei doi bivoli puși la jug. Aducea din pădure 3 grinzi în spinare, de la 2-3 km depărtare, peste dealuri, până la 100 de ani. La 120 de ani încă putea purta câte un lemn de 10-12 metri de la 2-3 km. Se arată în studiul publicat de C.I. Parhon. Cercetătorul a scris și despre alimentația lui Maftei Pop. Alimentație mixtă, predominant lapte, brânză, mămăligă. Mânca cât trei, mânca și o oaie întreagă la o masă, pe care o primea în schimbul muncii lui. Maftei Pop a murit pe data de 15 martie 1952, la vârsta de 142 de ani. A trăit mai exact 1704 luni, sau 51.830 de zile. A fost cel mai longeviv român din istorie. Din păcate, nu s-a păstrat nicio imagine cu Maftei Pop. Dragi prieteni, mă opresc aici, atât despre longevitate.
Voi ce credeți despre povestea lui Maftei, dar și despre rețeta miraculoasă a Nicoletei? Aștept să-mi scrieți în secțiunea de comentarii de mai jos. Dacă v-a plăcut materialul, nu uitați să dați un like și share. De asemenea, nu uitați să vă abonați apăsând pe clopoțel. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!